O lege care a demarat în 2022 este acum pe punctul de a fi promulgată. Mai exact, este vorba despre rezolvarea inechităților în ceea ce privește siderurgiștii, energeticienii, minerii, dar și toți cei care au muncit în condiții grele. Legea va stabili dacă va fi recunoscută sau nu vârsta standard de pensionare cu 13 ani mai devreme pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani. Aceasta a trecut de Senatul României, de o parte din comisiile din Camera Deputaților, actualmente fiind la Comisia de Muncă, urmând să fie votată în Parlament. Acea lege concepută de mine și colegii mei referitor la grupele de muncă, care a, dacă nu mă înșel, este PLX, este un număr de proiect de lege, PLX 618 din 2022 am început-o, a trecut de Senatul României favorabil, a trecut de comisiile de Senatul României, evident că așa a intrat la vot, favorabil absolut la toate, au fost 8 comisii în Camera Deputaților, am fost cu ea la toate comisiile și am reprezentat-o, a trecut în acest moment, este la Comisia de Muncă și urmează să intre la vot în Parlament, eu sper cât mai repede. Am ajuns în situația de a discuta cu energeticienii de la Mintia, tocmai pentru că au fost puși cu acea ordonanță pe liber, unii erau prea tineri ca să aibă pensie pentru că nu li s-a acordat acea vechime. Și ei au avut pe contractul de muncă trecut, dar unii au primit și alții n-au primit. Nu mă întrebați pe mine de ce întrebați conducerile de zeci de ani. Dacă oamenii au lucrat și o luăm de la capăt, merită să primească pensie pentru condițiile de muncă grele, speciale, grupa 1, grupa 2, grupă specială, grupă deosebită, pentru care au lucrat în acea perioadă la Mintia. La fel și minerii de suprafață și cam categoriile acestea sunt. Unii sunt la pensie deja și n-au primit acele drepturi. Alții nu au dreptul. Ajuns în instanță, exact au ajuns spuneați. În instanță și pentru acum ce că fac dacă această numit lege va fi promulgată? Vor putea să iasă la pensie, ca să fie clar, să nu mai tot. Dar cei care sunt deja la pensie, dar nu le-au fost calculate. Li se va recalcula. Ba da, cum să nu? Sigur că da. Nu este și pentru dacă au câștigat acel proces, spre exemplu? Dacă au câștigat, nu mai au nicio problemă.